Bună dimineața și bună dimineața, sunt Chef Jean. Bine v-am regăsit la o nouă rețetă a zilei. Astăzi vom face o rețetă pentru micul dejun, pentru familiile care sunt împreună în weekend. Vom face ouă benedict, un mic dejun destul de sățios și bun în același timp. Avem ingredientele necesare pentru acest preparat. Ouăle, bineînțeles, vedeta. Avem nevoie de chifle albe proaspete, de maioneză, bacon fiert și afumat, foi de dafi, piper boabe, pentru că ouăle noastre de astăzi nu le vom prăji, le vom face în apă clocotită, puțină maioneză și de asemenea puțin suc de lămâie. Prima dată o să feliem chifla pe jumătate. Ajunge o chiflă pentru porția noastră de astăzi. Apa pe care am pregătit-o pe aragazul nostru deja fierbe, o să adăugăm mirodelele în ea, foi de dafi, piper și sare. Deci adăugăm mirodelele în apă, puțină sare, spargem ouăle noastre în apă și până să fierb ouăle o să ne pregătim pâinea și salata care o să garnisim preparatul nostru de astăzi. O să dăm drumul încet. Iar acum o să punem felile de bacon, două, într-o tigaie teflonată. O să punem și chifla noastră la prăjit, pe grătar. Puteți folosi orice pâine aveți acasă, toast, prăjită la toaster. Pregătim salata de castraveți cu roșii. Tăiem totul cubulețe. Punem tot într-un bol pentru a da gust. Sare, piper, ulei de măsline. Salată, pregătim totul. Sunt gata și ouăle și baconul. Iată preparatul nostru de astăzi, ouă benedict pentru cei care vor să servească un mic dejun destul de sățios. Sunt Chef Jean, vă doresc poftă bună și ne revedem săptămâna viitoare.